frați și surori, ne bucurăm că suntem împreună și într această seară și dorim din toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte care ne-am adunat să fim la o părtășie din nou împreună. M-aș bucura mult mai mult dacă ați mai lăsa și cei mai mulți camerele deschise, să fiu sigur că nu vorbesc la muște, da? Ci vorbesc la frații și surorile care au intrat cu noi. Atunci altfel am har în predică și în slujire dacă vă și văd. Dacă nu, s-ar putea să nu pot vorbi și atunci degeaba ne-am adunat. Că să știți că Dumnezeu vorbește într-un mod special și prin Evanghelie, nu? Dumnezeu care îl așteptăm să ne vorbească prin vasele de lucru, prin glas profetic, El care a făcut proroci, a făcut și evangheliști, și învățătorii, v-am mai spus. Așa că vă provoc cât puteți, haideți că în seara aceasta avem un subiect foarte interesant. Nu știu să fi vorbit vreodată cineva subiectul acesta. M-am tot gândit, deși am avut timp puțin la dispoziție, că și în seara aceasta eu înlocuiesc un alt frate care nu a mai ajuns din cauza serviciului să fie la părtășie, fiind el programat să slujească. Și m-am pus la dispoziția Domnului, neavând timp mult să cuget, să pregătesc, să scriu, să știu, să vin înaintea voastră foarte pregătit. Dar atât am cerut de la Domnul: Doamne, dă-mi Tu ceva, un subiect de care avem toți nevoie, de actualitate, un subiect de care foarte puțin poate se vorbește, un subiect pe care cred că ar trebui să ne intereseze pe fiecare dintre noi. Și foarte interesant subiect mi-a pus Domnul pe inimă, din Evanghelia după Luca, primul verset din capitolul 12. Hai să vă citesc acest verset. Spune aici cuvântul Domnului: în vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor Săi: mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Iată dar că avem subiectul. Subiectul temei din seara aceasta este fățărnicia. Și este un subiect foarte important, zic eu, într-o vreme în care peste tot găsești oameni fățarnici. Nu găsești doar în politică oamenii fățarnici. Nu. Nu-i găsești doar la locul de muncă. Cu părere de rău, găsim foarte mulți fățarnici în adunările noastre. În adunările noastre. Și asta e dureros. De aceea Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc puțin despre acest subiect, pentru că suntem o adunare de frați și surori, aproape 145-43 de aparate în momentul acesta, în case unde stați mai mult, 2-3, și poate că ajungem la 200. Și e foarte important să ne gândim la modul cel mai serios asupra acestui subiect. Adică, mai întâi de toate, spunea Domnul Iisus, trăgând atenție tuturor noroadelor care erau cu miile adunate înaintea Lui. Acum la noi numai cu sutele, că dacă am trecut de 100, deja putem spune sute, da? Dar să știți că e foarte important să știm când putem să fim și noi fățarnici. Și lucrul acesta îl supără pe Domnul foarte tare. De aia au spus: păziți-vă, mai întâi de toate, păziți-vă de acest aluat al fariseilor, care este fățărnicie. Dacă ne uităm în capitolul 23 din Evanghelia după Matei, este un capitol întreg în care Domnul are multă treabă cu farisei și cărturarii din vremea aceea. Și mai mult ca oriunde, acolo găsiți foarte des cuvântul fățarnic, fățărnicie, fățarnicilor. Și aș vrea să ne gândim la modul cel mai serios în seara aceasta, la subiectul acesta, că s-ar putea vreunul dintre noi, sau unii dintre noi, să fim afectați, cel puțin de o latură a fățărniciei. Eu, la scurtul timp care l-am avut la dispoziție, am răsfoit Biblia și am găsit cel puțin 5 stări care dovedesc că suntem fățarnici. 5 lucruri în care ne poate găsi și pe noi Domnul fățarnici, frate și soră. Și lucrul acesta nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Este un lucru care niciodată Dumnezeu nu l-a agreat. Aduceți-vă aminte când
Natanael a venit să-l cunoască la un moment dat și el pe Domnul Isus. Domnul a apreciat atitudinea lui sinceră și chiar a remarcat, un om care n-are nici un pic de vicleșug, pentru că după Scriptură tot Domnul găsește oameni care au venit la el cu gând să-l ispitească și erau oameni vicleni. Și Domnul le-a spus acestor oameni, fățarnicilor, așa le-a spus Domnul Isus, deci oamenii vicleni sunt oamenii fățarnici. Și în dreptul lui Natanael, Domnul a spus, în sfârșit un israelit în care nu este vicleșug, adică care nu este fățarnic, care nu este fățarnic. Fățarnic înseamnă să ai două fețe, cel puțin două fețe. Cu părere de rău, unii au mai mult de două. Depășesc, nu? Au și trei, au și patru, unii au 10 fețe, nu? Că dacă tot vedea Ioan în Apocalipsa tot felul de arătări, de fiare, nu, de balau, știți, cu fiara aceea din Apocalipsa 13, 10 corne, 7 capete, de ce să nu fie și 10 fețe, nu, sau 7 fețe? Sunt oameni care au multe fețe. De aceea, fățărnicie înseamnă să fii un om care să ai mai multe fețe. În același timp, să porți cu tine mai multe fețe sau măști, dacă pot să folosesc și cuvântul acesta, măști. Oare care pot să fie oamenii aceia care sunt fățarnici? Haideți să luăm la rând așa câțiva care îi descoperim în Scriptură. Deschidem în Matei 6, să citim versetul 2. Să vedeți ce interesant vorbește Domnul Isus și atât că descoperim prima categorie de oameni. De ce sunt oamenii fățarnici? În Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 2 spune așa: Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Citim și versetul 5. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage, stând în picioare, în sinagogi, la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Citim și versetul 16. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își slujesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat că și-au luat răsplata. În primul rând, fățarnici pot să fie oamenii care, făcând lucruri bune în viață, să se scoată în evidență pe ei prin lucrurile bune pe care le fac, le fac de ochii oamenilor să fie văzuți înaintea oamenilor și apreciați, ca să fie văzuți de oameni, să fie apreciați de ei. Iată, dar, o pantă și o extremă foarte periculoasă. Știți că sunt foarte mulți în vremuri ca aceștia, care atunci când fac milostenii, când fac rugăciuni sau alte lucruri frumoase pe care Biblia le arată că trebuie făcute, nu? Ei le fac ca să arate la alții de ce sunt în stare ei să facă și motivația ați văzut-o. În primul verset citit spunea să fie slăviți de oameni, să fie văzuți, versetul 5, să fie apreciați. Deci asta era interesul lor, ca să se arate lor, oamenilor, și oamenii să aibă cuvinte de apreciere în dreptul lor. Lui Dumnezeu nu-i plac oameni de felul acesta. Oamenii care stau înaintea lui Dumnezeu făcând lucruri bune, lucruri sfinte, dacă pot să le spun așa, dar cu gânduri greșite, cu scopuri greșite, pot să devină înaintea lui Dumnezeu un păcat, o fățărnicie. Nu este bună milostenia, rugăciunea. Ba da, Faptele Apostolilor, capitolul 10, spune Biblia despre sutașul acela, Corneliu, trimis îngerul din cer de Dumnezeu. Ascultați ce-o zis îngerul, Cornelie, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile și ți-a primit milostenile care le-ai făcut. De ce? Pentru că El nu le-a făcut să fie văzut de oameni, să fie apreciat de oameni.
Dumnezeu le-a văzut, cred că au fost multe pe care le-au făcut în ascuns. Și Corneliu a așteptat de la Domnul un răspuns. Și iată ce frumos a fost răspunsul lui Dumnezeu pentru el. Vedeți, iubiții mei, ce pericol poate să existe în viața noastră de slujire ca și pocăiți, să facem lucruri frumoase, lucruri bune, care să se transforme în stări păcătoase înaintea lui Dumnezeu, în care să ne descalificăm prin scopul care l-am făcut prin lucrurile respective, să nu-și atingă ținta sau scopul bine primit înaintea lui Dumnezeu. Deci, prima categorie de oameni care pot să fie fățarnici sunt oamenii care fac lucruri frumoase, dar cu scopuri greșite. Scopul de a fi văzuți sau apreciați de oameni. Haideți într-un cuvânt să spun, oameni care sunt mândri. Sunt mândri când fac câte ceva și vor să bată toba, să audă toți. Uitați-vă la mass media, care promovează astfel de reclame cu oamenii care dau cu sutele, cu miile, cu milioanele pentru alții, construiesc, fac, și toate canalele posibile de mass media sunt pline cu aceste informații. Au vreun rost că le-au făcut înaintea lui Dumnezeu? Zero! Zero înaintea lui Dumnezeu. Iubiții mei, să știți că sunt printre noi foarte mulți oameni care doresc atunci când fac câte ceva să fie cunoscuți prin slujirea care eu am și cu ajutorarea, știți bine, am primit, dar nu doar pe grup, eu înainte de a ajuta împreună cu dumneavoastră pe cei nevoi, prin mâinile mele din multe părți din Europa, de la frați slujitori care m-au cunoscut, au trecut 10 de mii de euro, 10. Numai o casă care am făcut-o unei familii cu mulți copii foarte sărace, am băgat peste 30 de mii de euro. Și toți au mers prin mâna mea. Fratele care a trimis banii, unul singur, a spus, te rog, fratele Nuț, dacă se poate, numai tu să știi, nimeni altul, la nimeni să nu mai spun. Nu vreau să știe nimeni. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să fac lucrul acesta și mi-a dat posibilitatea. Și câte unul care dă așa doi bănuți sau cinci, repede, când îi pune și la colectă, depune 10 lei, știi, îi ține așa dintr-un colț să-i vadă toată adunarea că pun 10 lei sau 10 euro la colectă. Dar depune un leu, îl ține cu pumnul și bagă tot pumnul în săcuț, să nu vadă nimeni. Ascultați-mă, frate și surori, asta este realitatea. Ne place să fim văzuți. Important este atunci când faci o lucrare în numele Domnului, slujind cu chemarea care Dumnezeu ți-a dat-o, în primul rând, tu să fii acela care să faci. Tu nu poți să spui la altul dacă tu nu împlinești, te osândești, intri în categoria oamenilor fățarnici. În al patrulea rând, o altă categorie de oameni care sunt fățarnici, sunt oamenii care îi descoperim tot în Matei 23, dar versetele 27 și versetul 28. Ascultați ce spune aici. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe din lăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe din lăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. În al patrulea rând, oamenii fățarnici sunt oamenii care își arată neprihănirea doar în exterior, cu ceea ce poate să vadă privirea sau ochiul. Și aici, iarăși, avem multe categorii de oameni care sunt în modul acesta neprihăniți sau, dacă vreți, fățarnici. Adică, foarte bine știu să se îmbrace când e vorba de îmbrăcăminte, foarte bine știu să vorbească câteodată când e vorba de a vorbi în ceea ce se aude, dar în interior zac o mulțime de stări
și de lucruri murdare și păcătoase. Ascultați ce spune Iacov în capitolul 3. Vă citesc un cuvânt al apostolului Iacov din capitolul 3, să citim versetul 14. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele. Dacă aveți în voi, în lăuntru, în inima voastră, un duh de ceartă sau pisma amară sau alte lucruri murdare, păcătoase, nu, lucrurile care spurcă pe om, spunea Marcu, de fapt Domnul în Marcu 7, cu 21, iată lucrurile care spurcă pe om. Lucrurile care te pot face fățarnic sunt lucrurile care nu se văd, mocnesc în inima ta și le faci de multe ori ascuns, să nu te vadă nimeni, trăiești ca un om ascuns de alții, pentru că înăuntru tău tu ești un om fățarnic, pe din afară areți bine tare pocăit, dar numai un pic să te calce unul pe picior, ca apoi să vezi ce iasă din gura ta, dar numai un pic să spună cineva poate ceva, ca apoi să vezi ce atitudine ai. Și sunt multe alte stări care cu regret le întâlnim într-o vreme ca aceasta în dreptul multora. Dumnezeu vrea pocăit interior, exterior, pentru că să știți, fariseii și cărturarii din vremea Domnului se îmbrăcau tare frumos, după legea lui Moise, filacteriile acelea lungi, toate la șnur dacă vreți, după lege. Și ieșeau pe la colțuri și s-arătau că-s neprihăniți. Și oamenii tare le mai aduceau în plecăciune. Dar înăuntru cum le-a spus Domnul că-s? Morminte văruit, i-o zis. Tare i-o mustra. Voi numai pe din afară vă arătați neprihănirea. Și când colo înăuntru mâncați banul văduvei, o sândiți pe cel sărac și multe alte stări și multe alte lucruri care te conduc în starea aceea de a fi un om fățarnic înaintea lui Dumnezeu. Să ne păzească Dumnezeu de lucrul acesta, frate și surori. În al cincilea rând și am încheiat, o altă categorie de oameni care pot fi fățarnici sunt oamenii despre care citim în Luca 6 cu versetul 42. Ascultați ce spune aici. Să citim și versetul 41, că e mai complet. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau, cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să scot paiul din ochi și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule! Scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci ei vedea dezlușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Frați și surori, în al cincilea rând, oamenii fățarnici sunt oamenii care se consideră pe ei înșiși neprihăniți și în dreptul altora mereu cu gândul de a-i osândi și de a-i judeca. Mereu pe ei se văd mai buni și toți ceilalți din jurul lor sunt răi. O mare problemă și o mare fățărnicie și la capitolul acesta. Să știți că trăim aceste vremuri în care suntem așa de ușor tentați să cădem în lațul acesta al fățărniciei. Vedeți, numai când e vorba aici pe Zoom-ul nostru, de câte ori nu apar câteodată și controverse de felul acesta, expunându-ne judecăților, judecându-ne unii pe alții. Judecăm predicatorii, judecăm prorocii,
Ne vedem pe noi mai buni decât pe alții, suntem gata să facem concurență, suntem gata să-i luăm pe unii la puricat, dacă înțelegeți cuvântul ăsta, sau la cercetări amănunțite, să știm foarte, foarte multe despre alții și să găsim un singur motiv, un singur motiv ca să-l putem scoate din slujire. Dar când ne uităm la noi, poate găsim 4 sau 5 motive, dar nu, pe noi nu ne putem scoate din slujire, ci tot pe ăla cu un singur motiv. Doamne, câte nu se mai întâmplă într-o vreme ca aceasta. Pentru că diavolul ăsta are menirea, pe cât posibil, să ne facă să ne vedem pe noi buni și pe alții întotdeauna mai răi. Adică să avem termene de comparație greșite, confuze. Tentația este să-l vedem pe altul și să-l judecăm și la noi înșine să nu mai avem timp să ne uităm. Hai să vă dau un exemplu, să mă puteți înțelege cum ar trebui să fim când e vorba și să judecăm pe cineva care poate să cadă într-o dreaptă hotărâre de judecată în urma unei rânduieli bisericești. Că avem și lucruri de asta. Numai că, ascultați-mă bine, nu-s greșite luările de poziție, atitudinile în care trebuie să facem rânduială în dreptul unor membri din bisericile noastre. Nu-s greșite atitudinile în a ne implica să luăm atitudini de disciplinare sau de a ajuta pe cineva să se pocăiască. Modul cum aplicăm judecata în dreptul unora s-ar putea să fie foarte greșit și foarte revoltător și condamnator, foarte condamnator, încât să nu mai fie vreo șansă de salvare pentru alții. Știți cum mi-a descoperit mie Domnul cum trebuie să fac o judecată în dreptul unui om când cade în o anumită situație? Punându-mă pe mine în locul lui. Dacă eu aș ajunge să fiu în starea lui căzută, ce aș dori, cum să mă trateze Domnul? Cu șansă de salvare? Cu șansă de recuperare? Sau pentru ăsta niciodată? Iubiții mei, astea vremurile trăim când unii nu mai dau șansă altora și posibilitatea să se întoarcă, considerând ei după înțelepciunea sau șabloanele lor că sunt îndreptățiți să iau atitudine foarte aspră și puternică în dreptul unora și să nu le mai dea nicio șansă. Văd, bă, paiul ăla îl văd așa de mare, dar ei nu se uită la bârna lor, poate. Știți că au fost multe cazuri astea cu regret și cu părere de rău, când foarte multe familii mi-au mărturisit situațiile în bisericile lor prin care au trecut, când păstorul, când a fost vorba de cei din casa lui sau din neamul lui, a închis ochii și i-a acceptat în toate, făcându-le toate actele de cult, fără niciun pardon, că doar n-a, e fiica păstorului. Dar când a fost vorba de altul din adunare, mai neînsemnat, mai neajutorat, să cadă în aceeași stare, ca și fiica sau fiul lui, alta a fost poziția și a spus, nu se poate. Multe nedreptăți și judecăți, asta înseamnă fățărnicie. Un om adevărat este omul care e gata să-și pedepsească propria ființă când a greșit înaintea lui Dumnezeu, să se autodisciplineze, să se recunoască, să-i pară rău, singur să-și ia zile sau luni de disciplină. Nu când este tras la răspundere să sară în sus și să caute, motivând altfel sau condamnând prin altul, să se scoate pe sine. Ăștia toți sunt fățarnici. Dumnezeu nu iubește categoria asta de oameni, că sunt fățarnici. De aceea au spus Domnul Iisus așa de clar: frate, scoate bine bârna din ochiul tău, nu te uita numai la paiul fratelui. Astăzi mulți caută numai paiele fraților și surorilor. Și spre încheiere vreau să vă spun că mai primim și în privat multe semnale în care unii mai zic într-un fel sau altul
Dar eu le spun de multe ori, nu mi-i descoperi din partea Domnului. Numai ce văd prin aparat e prea puțin. Noi trăgem semnale de alarmă, noi cu drag le spunem la toți. Nu prorociți dacă nu sunteți în rânduială cu biserica, cu familia, cu viața. Nu prorociți dacă aveți pe voi sau în viața voastră lucruri neîngăduite. Aveți de grijă, nu dați nimănui niciun prilej de poticnire. Îmi spunea odată cineva și pe bună dreptate, dar frate, n-ai văzut-o prorocea? Și era și cu inel de logonă, și cu verighetă, și pe o mână și ghiul. Doamne Iisusă! Am zis, mă, n-am mai văzut, n-am mai văzut, să știi. Și dacă am văzut pe câte unul sau una, n-am făcut-o de rușine în public. I-am spus în privat, soră, frate, intră și conformează-te că păcat să nu te folosească Domnul. De ce să nu te supui? De ce să nu asculți? Iubiții mei, ascultați-mă, astea vremurile trăim. Când suntem gata să ne facem judecători, dar în dreptul altora, să le vedem micul pai, vedem poate verigheta, care unii așa au înțeles, că le-o da voie biserica lor să o poarte. Ne uităm la verighetă și suntem gata să spunem proroc mincinos. Ascultați-mă, eu nu susțin și nu sunt adeptul verighetei, niciodată n-am avut cu soția și în prezent nu suntem de acord cu cei ce o poartă. Numai îi îngăduim că săracii nu au avut timp să studieze, să vadă că nu-i bună și nu ți are sensul. Și mai ales, Pavel a zis, dacă pentru o mâncare unul din cofrații mei se poticnește și gata să cadă de la credință, păi mai bine nu mănânc carne. Doamne, ce om special! Păi dacă pentru verighetă se poticnește cineva și gata să te judece, nu mai pune frate și soră pe degete, las-o acolo, în seif, du-o la manet, vinde-o, ia-ți ceva de pe ea, că oricum văd oamenii că ești căsătorit, te știu tăzi din adunare, că ai familie, la locul de muncă, că doar te văd cu copii. Nu-i motiv să spui că a, trebuie să se vadă că-s căsătorită. Nu-i adevărat. Nu fi pricină de potignire. Nu da posibilitatea la cineva să te judece. De ce să nu fii curat? De ce să nu fii sincer? De ce să nu fii simplu? De ce să nu te folosească Domnul din abundență? Da, mai bine nu mânca carne deloc, dar să te primească Domnul și cugetul fraților, și să recuperezi pe cât mai mult spre împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori. Iată, dar că mă apropiu să închei, m-am dus un pic mai mult decât mi-am propus, dar parcă nu m-am putut opri, că trebuia spusă și lucrurile astea. Frați și surori, mai trag încă un semnal de alarmă. Suntem de atâtea luni împreună mult și mă bucur că am 170 de aparate și de nu state deschise camerile, dar măcar urechile și sonorul deschis să mă audă. Suntem de atâtea luni de zile adunați aici. Domnul lucrează minunat. Are făgăduințe mari și scumpe pentru noi. Promisiuni că vrea să facă semne și minuni. Fii omul care să nu împiedici. De vezi că trebuie să fii cât mai simplu în pocăință. Fii, că nu pierzi nimic. Nu mă câștigi de e simplu. Că de ești împopoțat cu multe nu ți-ar fi folosit la nimic. Și fii pocăit, ascultă-mă bine, am de încheiere. Fii pocăit nu numai pe Zoom, și acasă, și la servici, oriunde ai fi, fii pocăit. Nu fi fățarnic și intra la Zoom, pocăit aranjat în toate perfect, să te vedem că ești calificat și că-i cum trebuie. Și în societate pui poze la WhatsApp, pe rețele de socializare, bine că eu n-am alte rețele, numai WhatsApp, că dacă aș avea, poate câte n-aș mai vedea pe la mulți dintre voi. Dar vă expuneți în tot felul de posturi, îmbrăcați, nu știu pe unde ajungi, nu-i place Domnului, asta e fățărnicie. La grupul Biruința Vitare, smerit și smerită, și la biserica nu știu unde, numai Dumnezeu știe mai cum ești, că noi nu te vedem, că noi nu suntem cu voi. Dar noi vă spunem să nu ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori. Hai că nu pierdem nimic de suntem pocăiți. Hai să fim pocăiți și pe Zoom, și acasă, și la servici, aceiași, aceiași.
Mă întreba cineva, dar soția ta peste tot? Am zis, da, peste tot. Oriunde o întâlnești, e cu fustă și batic. Ea nu schimbă pocăința pentru nimic în lume și pentru nimeni. De aceea vrea să fie plăcută Domnului și rămâne în modul ăsta smerit. Pentru că de aia sunt judecățile între noi. De aia sunt judecățile și mâncărimile între noi și dezbinările. Că unii suntem pocăiți numai la adunare și pe Zoom și alții îți pocăiți tot timpul. Păi normal să fie. Păi normal să fie. Nu-i mai bine să ne aliniem? Nu-i mai bine să fim pocăiți? Să nu ne mai luăm după nimeni? Păi nu mă interesează că biserica unde slujești dă dezlegări de tot felul și are rânduielile ei. De nu corespund rândulele ei cu Biblia, cu principiile Bibliei, nu le băga în seamă. Știi că în Apocalipsa 3 spune de cei din Sardes, mi-am păstrat, mai am acolo câteva suflete care nu și-au mânjit haina. Știți cum erau restul? Le mere numele că trăiesc și sunt morți, spune Biblia. De aceea, scumpilor, hai să ne pocăim și să nu fim fățarnici. Nu intra cu fățărnicie la Zoom-ul ăsta, mai bine nu intra. Nu ne trebuie număr mare, la unii le trebuie număr. Mereți acolo unde le trebuie număr și oricum. Noi cu frații din conducere ne străduim, ne silim cu vasele de lucru pe care le prețuim și vă iubim, ne silim, hai să fim pocăiți adevărați. Tot timpul avem numai de câștigat. Știți ce câștigăm? Câștigăm sufletele multor oameni și câștigăm raiul, cerul, slăvit să fie Domnul. Și în modul ăsta nu ne va zice Domnul, duceți-vă fățarnicilor, că ați fost numai cu slujire să fiți apreciați de alții. M-ați slujit numai de pe buze, bine ați prorocit, ne-ați uimit cu prorociile voastre, nu? Ați știut să spuneți la alții așa de bine să le predicați, încât ați fost de nota 10 în predică. Ați arătat prin ceea ce ați putut voi să arătați și numai cât să vadă ochiul că sunteți tare pocăiți. Dar i-ați judecat pe alții. În tot ce ați putut v-ați legat de orice ați putut. Și nimic nu a fost bine la nimeni. Dumnezeu să ne păzească de stările astea ca și concluzie finală. Și iertați-mă că am trecut un pic mai mult decât mi-am propus. Dar mi s-o da să spun și n-am putut să tac, că Dumnezeu iubește frații și surorile de pe Zoom-ul ăsta, Iisus Biruința. Și știți cum ne vrea? Ne vrea pocăiți adevărați, nu fățarnici, nu de formă, nu ne-ar folosi la nimic. Dumnezeu să lase harul lui, să ne putem smeri, să ne putem pocăi și Domnul să ne ajute să rămânem originali în veci de veci. Amin.